Totul era bine până m-a abordat Vlad Bătrâncean. Vlad, eu când tu vorbești de naucna, nenaucna, eu vreau să te informez și pe ceilalți colegi, că după primul studiu sunt istoric. Și ceea ce voi încercați acum să vă ascundeți după Holocaustul este manipularea. Iată, dacă ar fi fost numai articolul 136, 184, prim, nu era nicio problemă. Atitudinea față de Holocaustul nu poate fi alta decât condamnarea, vehementă. Dar articolul 135, organizație și simbolul cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Noi toți deputații am încercat, sub aspectul istoric să vă întrebăm, dar stalinismul unde e aici? Stalinismul unde e aici? Și încă o dată, repet, în 37-38 și partea stângă și partea dreaptă a Nistrului a suferit în urma represiunilor, condamnabile mai apoi în anii 80 în cadrul Uniunii Sovietice. 41-49, sute de mii de cetățeni au suferit în urma represiunilor. Să vă reamintesc ce au fost, ce s-a întâmplat, cine și unde s-a născut, cum asta a fost, cine a condus țara, cine a dus această politică. Există numele, Stalin. Și acum la toți care vorbesc de Holocaustul, oare nu este cunoscut faptul istoric că cel mai mare antisemit în Uniunea Sovietică a fost Iosif Visarionovici Stalin? Oare nu este cunoscut ce au făcut eu cu Comitetul Evreiesc? Asasinarea lui Михоус? Și цедула лui Луберия, щоб я завтра об этом жидовском не слышал? Noi vorbim acum de stalinism, de fascism, aici este vorba. Mai departe. Dar situația cu sionismul, dar procesul cu condamnarea, că noi zagăvar sionistă și facem cu dânșii. Doar moartea lui Iosif Visarionovici a salvat mai mulți evrei care erau pregătiți să fie transportați în Birabidjan. Oare noi nu cunoaștem câți medici au fost arestați în februarie 1953? Dacă noi vorbim de Holocaustul, dacă noi vorbim de antisemitismul, de ce voi tăceți despre asta? De ce? Aici vedem, aici nu vedem. Dar eu vă răspund de ce. De atâta că voi vreți să copiați situația în Federația Rusă, unde, Doamne ferește, să spui că stalinismul și nazismul și fascismul același lucru. Doamne ferește, portretele lui Stalin acolo la Kremlin acasă. Eu înțeleg asta. Dar haideți să fim sinceri față de Republica Moldova. Noi avem cetățenii Republicii Moldova, avem statul Republica Moldova, unde în egală măsură au suferit și din cauza fascismului, și din cauza stalinismului. Și dacă noi o să avem abordarea egală față de toți, tratamentul egal, nu avem nicio problemă. Noi am propus o soluție de consens, o soluție care o să unească toată societatea. Stimați colegi, haideți să introducem conceptual că și fascism și stalinism este un fenomen condamnabil, un fenomen cu care noi trebuie să nu uităm și să luptăm cu orice încercare de a repeta acest lucru. Facem un proiect de lege bun, lăsăm tot și legat de Holocaustul. Nu e nicio problemă, eu cred că n-a să fie niciun deputat aici care poate nega acest lucru. Haideți să spunem adevărul. Și dacă noi vrem să avem adevăr istoric și dacă noi vrem să unim societatea, eu vă propun, stimați colegi, haideți să remitem acest proiect în comisie și peste câteva săptămâni să venim cu un proiect semnat de reprezentanții tuturor fracțiunilor. Și eu cred că o să fie un exemplu bun pentru societate. Dar ceea ce voi propuneți, politica, pe urmă, când cineva nu a citit, cineva nu a înțeles, să faceți PR, să strigați Holocaustul, să vă duceți la niște comunități, să spuneți că cineva nu vrea, dar celelalte momente care au fost condamnate și în Uniunea Sovietică și de toată lumea civilizată, ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică timp de 30 de ani.
voi negați numai din cauza că așa e mai bine geopolitic. Eu vă chem la rațiunea, la unitatea și în două săptămâni noi putem să facem acest proiect de lege bun pentru toți.